De ce vă la adăpost? Dacă nu te pui la adăpost, riști ca el să facă un pas pivot în timp ce dai în direcția de stânga și îți dă un greșeu de dreapta. Măsuri de precauție în vederea Cupei Mondiale Judgment Day de la finele lunii sportivilor buzoieni care vor participa la eveniment. Li s-au explicat ultimele modificări ale regulamentelor la toate stilurile de luptă din competiția care se va desfășura la Târgoviște. Șeful arbitrilor FRFK a venit la Buzău pentru a-i edifica pe sportivi în ceea ce privește regulile și conduita la un campionat mondial. Acțiunile de acest tip le sunt utile mai ales sportivilor cu mai puțin experiență în competiții. Mulți riscă descalificarea din cauza necunoașterii temeinice a regulilor în diferite stiluri de luptă. Urmează un program foarte încărcat pentru noi acum. Mai avem două turnee importante, Cupa Mondială Judgment Day, care se ține pe 23-24-25 luna asta la Târgoviște. O să particip cu 14-16 sportivi, încă nu sunt hotărât, care mă bazez pe ei să-mi câștige medalii. Și cu ajutorul meu, ajutorul și a părinților, sperăm să facem o figură bună acolo. Cel mai tânăr este, va lupta la 8-9 ani, la minus 25 de kilograme și urcăm 10-12 ani, 13-15 ani, 16-18 ani. Cel mai în vârstă, l-am de 19 ani, care va lupta direct pe K1. Seminarul s-a concentrat pe explicarea tehnicilor permise, dar mai ales pe acelor nepermise și pe detalierea fiecărui stil de luptă de la Cupa Mondială. Pe lângă evitarea riscului descalificării, viitorilor concurenți le-au fost date și câteva ponturi de autoprotecție în cadrul unei competiții de înalt nivel. Pentru ca un eveniment de arte marțiale se desfășoare în condiții de siguranță și încredere, sportivii trebuie să cunoască regulamentul general, care este și specific pentru fiecare probă în parte, fie că vorbim de deontologie, de modul de comportare într-o sală, modul de comportare în competiție, de la curățenia din vestiar, toalete, băi, până la probele de luptă, unde sunt tehnici permise și nepermise, atitudinea care o au unul față de altul, trebuie să predomine fair play-ul. De asemenea, dacă ei cunosc regulamentul foarte bine, noi arbitrii avem o muncă mult mai ușoară. Principalul rol al arbitrului este acela de a proteja sportivul. Pentru că, așa cum știm, în timpul luptei, ei sunt cuprinși de adrenalină, sunt în lumea lor acolo, nu mai aud nici în stânga, nici în dreapta, nu mai văd nici în față, nici în spate, au decât adversarul în față pe care ei știu că trebuie să-l domine cu tehnici de knockout sau fără tehnici de knockout în funcție de cum este forma de luptă respectivă. Clubul buzoian va trimite la Cupa Mondială cel puțin 14 sportivi cu vârste între 8 și 19 ani. Obiectivul de a câștiga meciul mondial și voi participa la două categorii, K1 Light și K1. Obiectivul meu este să câștig și să iau locul 1 pe K1 Light. Pe K1 Light, da. Singura categorie la care vei participa? Nu sunt singura, aș vrea să încerc și pe Kick, dar încă nu sunt decisă, dar cel mai mult aș vrea să mă bat pe K1 Light. De cât timp faci? De un an. Cupa Mondială Judgment Day va avea loc la Târgoviște între 24 și 25 noiembrie. Vor participa sportivi din 10 țări.